O mașină a poliției s-a lovit violent cu un alt automobil la intersecția străzilor Vasile Lupu și Eugen Coca din sectorul Buicane al Capitalii. În urma impactului, mașina condusă de ultimul a ajuns pe trotuar, iar autoturismul poliției a fost grav avariat. Mașinile au stat acolo mai bine de o oră, după care au fost evacuate. Șoferul automobilului care se deplasa de pe strada Eugen Coca ne-a povestit în afara camerei de filmat că impactul s-a produs după ce a virat la stânga, având verde la semafor. În consecință, el a observat mașina poliției în ultimul moment, pentru că în fața sa s-ar mai fi aflat un alt automobil care i-a redus din vizibilitate. În cele din urmă, mașina lui a fost lovită și mai apoi proiectată pe trotuar. Bărbatul susține că polițiștii circulau cu girofarul conectat. Au asistat la scenă și unii martori. Și când m-am apropiat aici în primul loc, am observat, erau niște persoane în automobilul poliției și după asta s-au apropiat niște automobile de la poliție, dar niște patrulii și după asta persoana din automobil a dispărut. Nu știu, stăiat mașini, давно стоят, я не знаю, что они стоят. Că am înțeles cu domnul care cu părul cărunt, adică e șoferul, dar mai departe au spus că judecata va hotărâ cine. Știți cum mai noi, poliția întotdeauna e corectă. Reprezentanții Poliției Capitale ne-au informat că în urma impactului nimeni nu a avut de suferit. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de comiterea acestui accident. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!